Informații. Domnule general Barbu, spuneați în momentul de față că va fi destul de greu să fie apărat Israelul în urma unui val de rachete care va fi trimis de Iran. De ce spuneți acest lucru? Am spus că aceste rachete balistice sunt greu de interceptat de către aviație, dar că Israelul are un sistem de apărare antiaerian integrat, poate cel mai performant din lume, și cred că va face față, pentru că totuși Iranul nu are mii de rachete balistice care să bată peste 1800 de kilometri. Cam aceasta ar fi distanța minimă pe care ar trebui să o străbată o astfel de rachetă balistică. Vorbim despre rachete balistice mari, cu bătaie mare. Deci aici lucrurile nu cred că sunt atât de complex rezolvate de către Iran. În acest sens, mă aștept la lovituri de ordinul zecilor, dacă vor fi și de ordinul zecilor, și nu neapărat pe ținte civile, ci pe ținte militare, adică acele ținte care deja sunt protejate de către sistemul integrat de apărare antiaeriană al Israelului. Aici spun că au izraelienii acel Arrow 3, această geată extraordinar de performantă, care nu cred că va lăsa nicio rachetă balistică iraniană să treacă în spațiul terestru al Israelului. O informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor.